tabăra de pictură a început oficial la Medgidia. Cei 15 artiști din 5 țări au sosit deja și abia așteaptă să-și înceapă activitatea. Criticul de artă Alice Dinculescu este cea care va aprecia calitatea lucrărilor realizate de pictori. Primarul Marian Iordache a deschis cea de-a 10-a ediție a taberei cu emoție, după cum singur declară. Ne aflăm deci astăzi într-un moment în care poate facem și un bilanț fiecare al activității, al muncii, al creației, dar sigur privim către viitor și nu un viitor foarte îndepărtat, ci unul foarte apropiat. Pentru că pe parcursul întregii săptămâni care urmează, Medgidia se transformă într-o tabără de creație artistică. Un artist străin a demonstrat că timpul scurt petrecut în România a lăsat urme. Dacă dintre aici doresc să vorbească, if you want to say something words, yes, I'd like to say something. Sunt fericit să fiu aici. Criticul de artă Alice Dinculescu este sufletul taberei de pictură și al comunității locale. Această a 10-a ediție, care reunește din nou la Medgidia, pe o perioadă determinată, în cursul lunii august, artiști invitați de peste tot, așa cum apar ei în program, va aduce o nouă cantitate chiar de lucrări ce se vor adăuga unei colecții, așa cum știm, ajunsă la cifra de 500 de bucăți, 500 de lucrări. Despre valoarea operelor a vorbit și pictorul Mircea Costa, care este convins că și anul acesta artiștii vor lăsa la Medgidia creații importante. Majoritatea artiștilor care au venit, în mod special cei care au venit din alte țări, sunt prietenii mei. Nu ne vom face de râs cu nimic, totul este aranjat foarte bine. Cred că va fi o ediție foarte bună. Calitatea taberelor de la Medgidia a crescut de la an la an și sunt convins că și aceasta va fi o tabără foarte bună. Prezent la eveniment, senatorul PPDD Marian Vasiliev a vorbit despre importanța conservării spiritului artistic într-o perioadă mercantilă prin care trece omenirea. Sunt chiar bucuros să constat că încă fiorul acesta al culturii n-a murit într-o lume, cum spuneați, mercantilă, în care profitul și banul este cel care ne dictează viețile și deciziile până la urmă. Este îmbucurător să vezi acest lucru și să știi că la Medgidia se continuă acest fenomen cultural de 10 ani, e un deceniu de cultură practic, chiar și prin acest segment al ei, prin această expoziție, chiar și prin interesul manifestat de artiști străini. Și chiar vreau să felicit organizatorii și cei care au pus suflet și nu numai, pentru că aici e vorba și de cheltuieli materiale, e vorba de tot felul de alte ramificații pe care vizitatorul sau cel care admiră opera de artă nu le vede direct. Cu ocazia deschiderii oficiale a taberei de pictură, oaspeții au fost întâmpinați cu o expoziție a tinerelor talente din Medgidia, care încet, dar sigur, pășesc spre arta recunoscută la nivel internațional.